Cea mai nouă aplicație de inteligență artificială a adunat peste un milion de utilizatori în mai puțin de o lună de la lansare. Aceasta poate să răspunde la o mulțime de întrebări, poate să scrie povești, compuneri și poezii. Unii profită deja de performanțele aplicației și o folosesc pe post de asistent la birou. ChatGPT este produsul unui laborator de cercetare și dezvoltare. A fost antrenat citind toate informațiile care sunt disponibile până în 2021, echivalentul la 12 miliarde de pagini A4. Poate să răspundă la întrebări din istorie, politică, știință, medicină, programare, muzică, filme sau cărți. Poate să scrie povești, poezii, scenarii de film sau linii de cod pentru aplicații și poate să dea și sfaturi. Funcționează așa. Îi scriu ce am nevoie. În cazul meu, nu mai știu ce să mănânc seara. Mă poți ajuta cu idei de cină pentru următoarele două zile. Apăs Enter. Așteptă răspunsul. Și ca să nu mă stresez prea tare, pot să-l rog să-mi dea și lista de cumpărături cu ingredientele de mai sus. De aici poate să răspundă într-o mulțime de alte feluri. Noi i-am cerut și o rețetă cu sarmale exotice. Ne-a propus sarmale în foi de varză cu mango. Tudor Iliescu, antreprenor, folosește deja ChatGBT de când a apărut. Îi cere de pildă să-i facă un rezumat al e urilor pe care le primește și să-i genereze răspunsuri. În funcție de cât de mult timp petrec scriind, îmi economisește cel puțin o treime din timpul pe care îl petrec scriind ceva. Înlocuiește o parte din munca noastră și ne eliberează timp. E greu să spunem acum dacă ne va înlocui. Dacă ne uităm la istorie, în general, noile tehnologii nu au înlocuit oamenii, ci doar le-au eliberat timp să facă altceva, mai nou, mai productiv, mai inovativ. Chat GPT poate fi folosit și pentru muncă mai grea. Știe să facă programare, ba chiar și design interior. Și vine cu astfel de sugestii care arată spectaculos. Către că Chat gpt ne va ușura viața. Foarte, foarte mult. Eu de meserie, sunt, în acest moment, fac programare, fac foarte mult soft. Atunci când îl folosesc pe Chat GPT în ceea ce fac eu, cred că sunt de două, trei ori mai productiv decât dacă aș fi singur. Viorel folosește ChatGPT cu o altă aplicație de inteligență artificială, MindJourney, care poate genera imagini după ce îi dăm o descriere. Poate să ne ia inteligența artificială locul de muncă? Cu siguranță va înlocui anumite meserii, dar în același timp va crea exponențial alte meserii. Momentan ChatGPT încă poate fi folosit gratis, dar nu pentru mult timp. Microsoft și a arătat interesul să cumpere cu 10 miliarde de dolari o parte din compania OpenAI, cea care a făcut aplicația.